Mireasa sezonul 8, 30 noiembrie 2023 Conflict între cuplurile Madi Serciu și Ioana Marius Băieții și-au spus vorbe grele. În casa Mireasa a existat un conflict între cuplurile Ioana Marius și Madi Serciu, pentru că cei din urmă și-au exprimat susținerea față de Luiza în cursa de eliminare. Vă rugăm să o votați pe Luiza să rămână în competiție, a spus Madi la camera de antena Play, iar Ioana s-a declarat nemulțumită. Luiza și Marius se află în cursa de eliminare. Madia a mers la Ioana să-i spună că și-a dorit doar să nu plece niciunul dintre ei și să fie lui în top 3. N-ați zis de top 3. Ați zis să rămână în casă. A fost urât gestul în sine. Nu-mi place că nu suntem corecți, a spus Ioana. Sergiu se arăta nemulțumit de această situație în fața mamei lui. Schimb de replici între Marius și Sergiu în casa Mireasa. Susține pe cine vrei tu! lasă le pe țața Sergiu, a spus Marius când l-a auzit pe Sergiu vorbind despre ceilalți concurenți. Eu sunt țață, tu ești videohatist, a răspuns Sergiu. Nu vreau să mai tac în casa asta. Sunt toți falși. Aici nesimțirea și tupeul sunt pe primul loc, a mai spus Sergiu. În emisia live de Mireasa Sergiu a recunoscut că a avut o reacție exagerată și că a spus cuvinte prea grele. Am avut o ieșire, am răbufnit, am fost nervos nu am fost în nicio tabără. M-a deranjat că toți au vrut să dea în Madi că de ce ne-am dus noi să o susținem pe Luiza. Madi nu s-a gândit să le elimine pe Marius, a spus Serciu. N-a fost niciun reporș. Mi-aș fi dorit să fie imparțială. Eu nu zic că Madi e un om rău, a spus Ioana. Întrebat de ce l-a numit țață pe Serciu, Marius a răspuns, a început să vorbească, deși nu i-a reporșat nimeni nimic. Vorbea ca o țață,